ca Pokemon. Să înțelegeți cu ce ne preocupăm noi. Cu asta ne preocupăm. Era Pokemon. Aolea, apropo de preocupat. O să mă întrebați cu ce se preocupă în momentele în care noi vorbim cu Mădălina, cu ce se ocupă Mădălina Lambrinoc, iar răspunsul meu vă va șoca. Mai bine vă uitați și ne scrieți pe adresa redacției sau pe teoshow.canalderomania, dacă îi stă bine așa. Ia, vezi, îți șade are... bine, îți șade cam prea bine. Ce are relație de o lună și are copilași asta mică, da, bravo. Mulți. Eu ți-am zis că vă întoarceți trei din vacanță. Nu mai zice de casa la lume. Da. Da. Anul că afișează ea pe Instagram. Bursucule Teo, nu vă șocați încă. Într-adevăr, ce vedeți este un bebeluș da, în miniatură, însă tău, nu așa. E pentru... mă pricep, nu-i așa? Da, îl sufoci, în rest e ok. Nu, îl sufocă. Mai învăț până când o să vină momentul, însă nu eu trebuie să învăț de această dată, ci mi-am dat întâlnire cu una dintre cele mai frumoase viitoare momici de la noi, cu Monica Roșu. Ea trebuie să se pregătească și o să îl predau chiar acum ei. Ce vreau să vă spunem? Bună! Te pupăm, Monica! Arăți blendin! Vă așteptam să vă văd, dar uite, mi-a pasat un bebeluș. Hai să mă obișnuiesc că acuș vine bebelina din bursică. Să vă spun ceva important, nu? Pe 10 februarie livrăm? Da, sperăm să fie liniștită și să stea acolo, să vină la timp, dar mai avem puțin. Exact. Vreau să vă precizez ceva important, să știți că bebelușul din imagine are greutatea unui bebeluș nou-născut, da? Are aproximativ 3 kg. Exact, chiar e... Cred că tati era bun aici, că lui a spus că e așa, e teamă, îți dai seama că l-au cuprins emoțiile și cred că acest bebeluș era bun să vadă dacă... E greu, Monica? E destul de greu, dar pentru mine e ok, că eu știu să... Eu vreau să știu totuși unde este tati. De ce nu este tati astăzi cu tine? Pentru că tu ai venit să alegi? Măi, tati mi-a dat așa indicații precise. Am venit să ne hotărâm asupra căruciorului. Ce indicații ți-a dat, Monica? Pentru că deja... Ce ți-a zis? Păi, cum să fie cărucior? Având în vedere că tati este un inginer cool, iată. Mi-a dat indicații că vreau un cărucior cât se poate de... Ele cu gadgeturile. Exact, să fie cu gadgeturile. Un cărucior electric. Mai, cum adică electric? Stai puțin, adică explicăm. Să mă ajute și pe mine, dar să-l ajute și pe el. În caz că, de fapt, nu cântați. Vara vom merge la mare, e greu să tragi căruciorul pe nisip așa după tine și atunci... Căruciorul electric ne va ajuta foarte mult. În rest, nu-l interesează culoarea, că e cu flori, că nu e cu flori. Trebuie să fie cumva electric. Ce înseamnă? Că nici nu simți când îl împingi? Sau care e diferența dintre un căruciorul electric probabil, și probabil, da, când ai de urcat și de coborât pante, te asistă. Și atunci e mult mai ușor. Iar eu vreau să încep să ies la alerga cu bebelina. Deja? Pentru că eu am turul meu. Facem plimbările noastre și atunci, cu siguranță, când vremea ne va permite, căruciorul cu siguranță mă va ajuta și atunci mergem foarte mult la plimbare sau și la alergat. Care dintre cele trei modele îți face mai mult cu ochii? Uite, vrei să-mi costa în braț, să mă obișnuiesc, nu? Hai că poate să ia, zic și eu. De, așa, nu? Așa. Te asist. Măi, uite, ăsta nu este electric. Deci cumva sunt același model, doar că acest model nu este electric. Uite, acesta este electric. Culoarea cum ți se pare? Este drăguță, dar se poate cred că și mai bine. Tati, ce crezi că ar zice? Tati, atâta timp cât, uite, are niște beculețe jos, este mulțumit. Culoarea cred că va mai trebui să lucrăm, cu siguranță mă vor ajuta băieții. Ce culoare vrei? Nici nu știu, uite, mi-ar plăcea modelul acesta electric cu floricele. Dar să vedem că... Ai spus ceva despre alergat. La cât timp după naștere te gândești la alergat cu fetița? Băi, dacă naștem la începutul februarie, probabil că până în martie nu am voie să fac efort. Dar de pe la sfârșitul martie plimbările pot să fie lungi, avem o pădure foarte frumoasă lângă casă, așa că abia aștept să vină primăvara și să ieșim la plimbare. Câte kilograme ai luat în sarcină, Monica? Hai, nu mai întreba, lasă! Hai, aproximativ, așa că e normal să... 14 bucăți, ascultă-mă pe mine! 14 bucăți! Aici sunt
Aici stă în rotundă, da. Măi, la 35 de săptămâni, cred că undeva spre 14 kg. Dar ce ai făcut în această perioadă? Cum ți-ai controlat? Ce mănânci? Mișcarea, dacă ai mai să făcut? Să știi că mănânc cam același lucru pe care îl mâncam sau aceeași mâncare pe care o mâncam și înainte, doar că acum, spre deosebire, se pune tot. Pentru că m-a întrebat și pe doamna doctor, știți, dar nu mănânc dulciuri, adică nu am pofte, n-am poftit niciodată. Și să mă trezesc la 10 seara să spun că vreau nu știu ce hamburger sau pizza sau alte lucruri. Dar totuși, probabil că încep să rețin apă, că e normal. Dar sunt relaxată. Eu am foarte mare încredere în tine. Știu că tu povesteai la un moment dat despre regimul pe care îl aveai atunci când erai în gimnastică și despre dieta mai drastică, să-i spun așa. Te gândești să revii la acel model de a slăbi? Nu, clar, nu. Nu, pentru că nu am de ce. Cu siguranță voi lăsa destul de multe, sau sper, voi lăsa kilograme la spital. Iar după, probabil că organismul, cum am pus în 9 luni, probabil că, hai că nu le dăm jos în 9 luni, că ar fi prea mult, dar în câteva luni sperăm să... Să scăpăm așa de cum de vei ele. Face asta, natural, concret? Mâncând sănătos, cum am mâncat și până acum. La nu, determinarea și la ambiția ta... Ținem. Nu m-ar mira nimic. Sunt convinsă că-i va reuși foarte repede, Teo. Eu vreau să mai întreb ceva, că sunt foarte curioasă. Monica, despre nume. N-am cum să nu te întreb despre nume. Pot să spun că s-a micșorat lista. Deci la? Câte nume? De pe la vreo 20 am ajuns undeva la 4-5. Și favorite, deci, așa? Până, mai avem așa, deci câte unul pe săptămână mai eliminăm. Că mai sunt 4 care sunt săptămâni. Favorite? Păi tăticul are un favorit. Care este acela? Davina. e favorit, e numele favorit până acum. Sperăm să... Poate se schimbă, poate mai apare ceva între timp. Și tu? Iar eu aveam un favorit la băieți. La fete am câteva pe listă. Îmi place Emma, îmi place Maira, Daria. Și cam atâta. Hai că o să vedeți atunci ce... Eu abia aștept să știi, îți promit atât că sunt alături de tine. Naștere ușoară îți dorim și mulțumesc. Să ne revedem cu bine. Abia aștept, Teo, Bursucu vă pup și noi te pupăm să vă revăd. Îți dorim numai bine, naștere ne duce ușoară să schimbăm și să ne vedem. Uite, nu mai pus, uite, avem și scutec. Și avem scutecul, terminat. Trebuie să învățăm acum. Hai, puneți-vă pe fătar, vă pupăm și mai ales vă așteptăm. Cât de curând așteptăm să se întoarcă Monica Roșu, care la determinare ei spuneam va scăpa de kilogramele pe care nu și le dorește în foarte scurt timp.